Doamnelor și domnilor, pentru această a doua parte a ediției emisiunii Sănătate cu Prioritate, am pregătit în prealabil acest interviu pe care îl veți auzi împreună cu dr. Veceaslav Coșcodean, medic rezident oncologie, aici în cadrul unui centru de sănătate din județul Bacău, unul foarte apreciat, unul cunoscut, unde vin oamenii ca să învețe să trăiască un stil de viață sănătos. Pentru aceste minute care ne-au mai rămas în emisiune, aș vrea să abordăm subiectul prevenției în cazul bolilor oncologice. Cancerele au explodat. Suntem tot mai susceptibili să fim diagnosticați cu un tip de cancer. Cancerele nu dor. Se descoperă de cele mai multe ori târziu pentru că nu există încă în mentalul colectiv prevenția. Vorbim despre toate aceste lucruri cu invitatul meu de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să purtăm acest interviu. Mulțumesc, bună ziua! Cancerul este prezent la toate vârstele. Vedem copii care suferă de cancer, tineri și mai ales persoanele vârstnice. Care sunt cele mai frecvente cancere la femei? Care sunt cele mai frecvente cancere la bărbați? Deci, dacă le luăm pe secții după incidență, cea mai frecvent la femei este cancerul de sân, care e cea mai ridicată morbiditate oncologică, și la bărbați, cancerul de prostată. Și apoi urmează cancerul de colon, cancerul de vizică, cancerul de stomac, cancerul, depinde de fiecare deja, de particularitatea fiecărui sex în parte. Plămân, da, trebuia să fie pus pe al doilea loc. Astea sunt cele mai frecvente incidențe. Dar vorbind despre incidență, este foarte important să spunem care ar fi cauzele, fiindcă fiecare își are cauza lui. Dacă ne uităm statistic, se vorbește despre faptul că un om în viața lui, riscul de a face un cancer este în jur de 40%. Adică din 5 persoane are și 2 că sunt diagnosticate cu această patologie pe parcursul unei vieți. Și când te uiți la stratificarea cauzelor, prima 35% ține de obezitate, nutriție sau dietă, 30% de fumat, 20% obezitate, 18% cam de infecții și 7% undeva maxim, sunt factorii poluanți. Mulți vorbesc de factori poluanți astăzi, care sunt cam pe la coadă, cam vreo 7% din cauze. Și pe prim plan vedeți că este stilul nostru de viață. Cu toate că oncologia descrie în jur de vreo 200 de patologii oncologice, care sunt ele pe organe, pe sisteme, din toate aceste 200, ele toate au același buletin. Noi îl numim în specialitate fenotip malign, adică o celulă canceroasă deține niște caractere specifice ei, indiferent în ce tip de cancer se vorbește. Fie că el este cancer cap-gât, fie că este de stomac, fie că e rinichi, toate au același buletin. Cunoscând buletinul, deci ne este foarte ușor să vorbim despre tratamente. Dar până a vorbi de tratamente, când e foarte important să vorbești de profilaxie, da? De prevenție. Prevenția este foarte simplă și când te uiți pașii pe care recomandă cei de la GNCCN sau care or fi ele, NCCN sau ESMO, care ne-au uitat noi, toți spun același lucru. Primul lucru este să slăbești. Adică chiar ți arată o imagine cu un cântar. Dacă vrei să previi cancerul, greutatea ideală. 2, mișcare. Știu toți acest lucru, trebuie să faci mișcare să previi. Suntem doctori în teorie. Da, în teorie. 3, zice că să consumi cât mai mult hrană integrală, spic, cereale, leguminoase, legume, fructe, semințe. Asta e pachetul numărul 3. 4, zice că trebuie să eviți tot ce este procesat. Încearcă să eviți tot ce este carne roșie, carne procesată, alcool, dulciurile concentrate. Astea le evităm. Și frumos merge pe un alt aspect, vorbește despre să nu folosim suplimente în prevenția cancerului. Și când am citit acest lucru, m-am oprit, stai un pic, dar cum să nu folosim, toată lumea folosește suplimente.
Aproape că te simți prost dacă nu le folosești, da, că peste tot auzi că... Toți și scrie chiar, scrie negru, frumos, nu folosi suplimente pentru prevenția cancerului. Păi dacă toată lumea face, este în risc de a face un cancer, că nu, toate instituțiile, spitalele oncologice, clinicile sunt pline și zice că să nu le folosești, atunci cine trebuie să le folosească? Nu? Și m-am uitat mai jos descrierea în acest studiu. Se vorbește despre faptul că în America, acolo se calculează foarte bine, la noi nu e posibil. Și în America spune, pe o perioadă de un an de zile, din populație, aproape 40% din femei folosesc suplimente. Bărbații, de la 20 de ani, aproape 30%. Și dacă adunăm de pe secție 40 la femei cu 30 la bărbați, obținem 70% din populația Americii sunt pe suplimente alimentare, zilnic. Deci zilnic, 70% în mediu au calculat ei, consumă suplimente alimentare. Fie vitamine, fie antioxidanți, fie. Eu zic, ok, păi dacă folosesc atât de mulți oameni, hai să facem, să calculăm câți bani. Da, vorbesc 70%. Când au calculat ei, le-au dat o sumă de 4 miliarde de dolari. Eu zic, 4 miliarde de dolari noi cheltuim în America pe suplimente alimentare și antioxidanți. Da, ok, folosim 4 miliarde. Și ne-au zis, dar banii ăștia care noi folosim și populația se rotesc acești bani, oare sunt în zadar banii cheltuiți? Au zis, nu, banii nu sunt cheltuiți în zadar. Crește foarte mult riscul de deces și mortalitate. Și când am citit asta, m-am oprit și zic, stai un pic, 70% din populație consumă suplimente alimentare, se cheltuie 4 miliarde de dolari pe an și crește riscul de deces și mortalitate. Asta în carte de, în studii de specialitate, vorbesc despre oncologie acum, nu vorbesc despre alte lucruri. Și când m-am uitat mai atent, urmează studiile și urmează cancerul de sân, crește incidența de îmbolnăvire pentru cancer de sân la femei, cu suplimente alimentare și antioxidanți. Cancerul de prostată, mai ales cei care folosesc zinc. Deci să vedeți că este cu adevărat necesar zincul pentru sănătatea prostatei, că nu doar zincul. E seleniu și mulți alți factori importanți, dieta, în mod special, stilul de viață. Să fac o mică paranteză. Cei care se ocupă în oncologie cu tratamentul cancerului, sunt chiar studii care recomandă ca un oncolog să indice pacientului să un stil cât mai sănătos de viață ca să nu permită ca acest cancer de prostată să progreseze. Adică să mănânce cât mai sănătos, stil de viață, mișcare, închid paranteză. Și revin înapoi și scrie că zincul crește chiar și este un factor carcinogenic. Să vedeți că nu este vorba despre zincul și toate celelalte vitamine care și antioxidanți care sunt în produse. Este vorba de toate cele extrase și în doze mari. De exemplu, celulele canceroase în prostată știm foarte bine că, de regulă, primii pași care sunt luați pentru tratament și când este monitorizat și urmărit un pacient cu un cancer de prostată, este survival, adică trebuie să te uiți la el, supraveghezi, să vezi cum merge, cum progresează patologia, urmărești PSA-ul și mulți indici și celulele canceroase au tendința așa să fie într-o formă indolentă, să stea acolo liniștită, să nu facă la nimeni rău. În schimb, vine o doză de aia de zinc, de un cofactor, intră prin sânge, ajunge în prostată și întreabă, bă, celulilor canceroase, ce faceți voi aici? Le zic, cum stăm? Stăm și noi liniștiți, nu vrem să facem rău la nimeni. Deci, nu vă relaxați, că eu sunt un cofactor, eu voi crește proliferarea voastră, supraviețuirea voastră, vă veți înmulți, veți face metastaze prin tot corpul ăsta. Și au scris, factor carcinogenic, și l-au oprit. Merg studiu foarte bine cunoscut în oncologie din 1994 cu privire la 25.000, dacă mă găsesc, 75.000 de pacienți fumători și li s-a administrat hrană bogată în beta-caroten. Beta-caroten știm că e un antioxidant foarte sănătos. În hrană, i-a dat hrană și a scăzut incidența cu 19%. După aia au zis că noi am găsit tratamentul, hai să-i dăm beta-caroten sub supliment. Au oprit studiu fiindcă a crescut incidența cu 18% și au zis că nu suplimente. Deci hrana trebuie să fie, suplimente trebuie să fie din hrană, antioxidanții trebuie să fie din hrană. Și când am citit toate astea, am zis, iată de ce ei nu recomandă suplimirea, adică suplimentarea. Cu o mică excepție, dacă eu fac anumite analize și îmi găsesc cu B12 deficiență, fac B12 și iau B12. Dacă sunt deficiențe de vitamina D,
voi lua acest tratament. Dacă sunt în deficiență de sau anemie feriprivă, voi fi chiar recomandat să iau tratament pentru această anemie cu suplimente de fier. E ok. Dar când vin toate aceste suplimente la pachet, deschizi și când citești toată tablița lui Mendeleev, pe de o parte, pe de altă parte, niște denumiri foarte ciudate, începând de la pană de corb și terminând cu ochi de balenă și de pește și cu gheară de cioară și de care vrei acolo, niște substanțe denumite în latină, desigur, ca să nu le înțeleagă nimeni, e straniu. Deci sunt foarte mulți bani puși la mijloc și să fii foarte atenți cu folosirea acestor suplimente și antioxidanți. Chiar și antioxidanții sunt descriși în continuare că nu au efectul natural pe care are hrana. Da, trebuie să luăm din hrana noastră. Și se apare, dacă vorbim acum de suplimente și toate astea, apare la orizont o altă problemă, cum ar fi homeopatia, care la fel, oamenii zic că acolo la oncologie, chiar dacă ești diagnosticat, fai, oamenii aia, medicii aia, aruncă cisplatin, te doboară imunitar, hematologic, nu mai ai puteri, cade părul și scapă de tine și cam asta atitudinea unora, adică nu zic la toți. Și din cauza aceasta vom aborda niște tratamente mai naturiste, mai naturale, mai cu fără reacții adverse. Și este teoria lui Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann este fondatorul homeopatiei. El apare într-o perioadă destul de tristă a medicinii, prin începutul secolului XIX. Chiar sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX. Și în acel timp știm foarte bine ce medicină era. Arseniu, mercur, plumb, cam astea erau tratamentele. Venesecția, adică dacă te durea ceva sau erai bolnav, indiferent că ai apendicită, că ai o gastrită, că ai ceva, îți tăia și scotea sângele. Jumătate de litru nu-i ajută, încă jumătate de litru poate te ajută, nu-i ajută încă jumătate de litru. Astea erau tratamente. Purgativele, adică vomă până te deschidratau și... Ca să te curiți. Da, și cu vomitivele, mă scuzați, și purgativele. Astea erau cu diaree și vomă. Și acum vine Hahnemann și spune, știți cum, am o teorie a similitudinii, cam asta a fost, adică ceea ce seamănă cu toxina, cu ce ai primit cu boala, noi vom dilua într-un raport foarte infim, vom păstra memoria acelei substanțe și ulterior o vom lua ca tratament și ne vom vindeca. Și priviți ce se întâmplă. Hahnemann, înainte de a-și prescrie tratamentul său, știm foarte bine că el lua o picătură, o dizolva în 2 litri, apoi în 5 litri, apoi în... Deci picătura aia, la sfârșit, era dizolvată la o cantitate cum ar fi apa din Oceanul Atlantic. Și întrebarea este, oare unde e medicamentul? Deci el lua picătura și o dizolva până la un raport cum ar fi o picătură în Oceanul Atlantic. Cam asta ar fi. Și el lua din Oceanul Atlantic medicament și îl pui în fiole și îl dai la oameni să se vindece. Mai că el scrie așa, dacă vrei ca acest medicament să aibă efect, primul la mână, trebuie să excluzi tot ce este toxic, alcool, fumat, grăsimi. Nu mânca mult, mănâncă mai rar, mănâncă preponderent hrană vegetală, fă mișcare, abstinență de la sex, abstinență de la aia, mai multe, dormi mult, fă mișcare și mănâncă sănătos și bea multă apă. Deci erau, dacă nu faci asta, efectul medicamentului va fi nul. Și oamenii au observat că ei când au schimbat stilul de viață și luau acest medicament al lui Hahnemann, minune, ziceau, fai, nouă ne ajută. Aia a fost începutul homeopatiei. Astăzi nu se mai ia în considerare cele principii, dar funcționează foarte mult efectul placebo. Efectul placebo se transmite foarte mult, chiar de la mamă la copil, de la noi la animale, de la om la om. Și de ce studiile care se fac pe anumite medicamente se fac dublu orb. Nu știe nici pacientul, nici medicul ce medicament îi dă ca să nu influențeze la studii. Și dacă mă întorc înapoi la oncologie, ultimul punct care scrie acolo, scrie să continui recomandările date de medic, oncolog sau de specialiști. Adică nu... Vedeți că acum am ajuns într-o perioadă foarte sumbră. Oamenii sunt reticenți față de medicină, mai ales din ceea ce am trecut prin pandemie cu experiența urâtă. Și zic că medicii nu sunt buni, sau sunt buni, dar nu toți, și în genere sistemul este, nu este sănătos. Doi,
Tratamentele sunt foarte agresive, dacă vorbim în mijlocii de sistemul oncologic, și zic, ne vom trata așa, fie că trecem pe urinoterapie, fie că trecem pe uleiuri, fie că trecem pe sucuri, fie facem clizme, și au mult, mănâncă lut oamenii, beau lut, mănâncă păduchi. Am auzit studii. Asta sunt oameni care zic că ei zic că dacă mănânci păduchi te vine de cancere. Și eu zic, stai un pic, un medic specialist are rezidențiat minim de, normal, de 5 ani de zile. Deci în 5 ani de zile în oncologie înveți anatomie patologică, înveți imagistică, înveți stadializare, screening, molecule, tot capul e plin cu pembrolizumab, mapuri, molecule, chestii, toate astea, tangență cu chirurgia, ce faci, când pui chirurgia, adică înveți practic mai multe specialități, dar te formezi în a prescrie un tratament ca să lupți cu această tumoră. Și ei tratează un cancer cu păduchi. Și eu am zis, ce minune pe pământul ăsta, imaginați-vă, oamenii cred mai mult în niște ape și lichide și sucuri decât să se bazeze pe medicina bazată pe dovezi, care astăzi avem o revoluție în toate aceste tratamente care se fac. Și dacă se fac împreună holistic, cu un stil sănătos de viață. Deci dacă aplicăm paralel un stil sănătos de viață cu medicina bazată de dovezi astăzi care este, obținem un succes foarte bun pentru a trata un cancer. Ultimul lucru. La întrebarea asta, cred că aveți mai multe, dar eu am luat-o prea... Oricum ziceți lucruri interesante și nu cândva, cândva se cunoștea foarte bine că supraviețuirea unui cancer pulmonar, că ăsta a îngenunchiat întreaga medicină, cu adevărat, este diagnosticat târziu, în stadiile avansate metastatice, și supraviețuirea la 5 ani de zile cam e de vreo 5%. Restul... 10, hai să luăm. Restul 85 nu mai sunt. Dacă supraviețuirea este atât de mică, imaginați-vă ce s-a schimbat astăzi. De la 22 de luni, 2 ani, astăzi am ajuns că avem cazuri de cancere pulmonare la 10 ani. Și tendința tratamentului în oncologie este ca această boală să devină cronică, cum ar fi o boală cardiopatie ischemică, hipertensiune, diabet și un cancer mamar, cancer care o fi el, da? Adică cum am ajuns noi aici? Am ajuns noi oare orb? Nu, este o istorie destul de lungă. Sunt sacrificii, sunt cu adevărat și greșeli. Dar medicina astăzi a demonstrat că putem obține niște rezultate prin care nu poți nega faptul că nu e de acolo ne dau toxine și ne dau citotoxici și nu mergem la ei. Adică avem succes. Se prelungește viața. Dar succesul vom avea mult mai mare dacă vom preveni aceste patologii. Eu mă întreb dacă majoritatea cancerelor le creștem noi, este așa o muncă de o viață, sau pur și simplu le moștenim și ele vin așa ca un accident în viața noastră. Da, deci în linie generale, când vorbești de cauze, primul la mână ți apar genele, da? Genele alea care este unitatea de funcționare a ADN-ului nostru. Și dacă acele în gene, de gene ține maxim, hai să luăm minim de la 2% minim, dacă luăm la 2% până la maxim la 10%, în dependență de patologie, de ce tip de cancer vorbim. Adică 2%, 10%. Rămân 90%. 90% din cazuri oncologice sunt de stil de viață. Adică acele de la 2% până la 10%, noi vorbim de cazurile, adică niște mutații germinale. Niște mutații care apar în ADN-ul nostru, care se transmit de la mamă de la părinte copil. Ei, cele somatice țin de 90, adică în timpul vieții mele apar niște mutații în ADN, în somatice, chiar și pot să apară și la linia germinală. Atunci când eu ce fac? Schimb sau am un stil de viață nesănătos. De exemplu, 15 țigări fumate, minim, pac, o mutație în ADN-ul meu. Sedentarism, pac, o mutație. Diabet, mutație. Obezitate, mutație.
M-am supărat, cronic obosit și mutații, mutații, mâncare procesată, mutații, dulci concentrat, mutații. Și toate acestea apar, mutații, mutații, nitrozamine, mutații, nitrați, nitriți, mutații, toate acestea mutații, mutații, mutații și apar și mutațiile acestea vor determina ulterior să se manifeste o anumită, un anumit tip de cancer. Pentru cum am zis, el nu apar peste noapte, este un timp îndelungat, dacă vorbim chiar de cancerul de colon. Deci de la o celulă normală, care să se transforme într-o displazie moderată, da? să fie atipică, cum ar fi benignă, o formațiune benignă, cum ar fi un polip, e nevoie de vreo 25 de ani. 5, 10, 25 de ani. Deci în timpul ăsta de 25 de ani, omul are timp să facă o schimbare. De la polip până la un cancer invaziv, mai trec vreo 15 ani. Adică avem 25 cu 15, 20 cu 15, toată bucuria 35. Ar fi ca omul acela în 25 de ani să aibă o singură idee bună și aceea să facă o colonoscopie. Da, sau endoscopie, dar măcar până la colonoscopie, măcar sunt niște teste foarte elementare, o histochimie, o imunohistochimie, niște teste. Haideți să spunem clar pe nume, mai avem 5 minute din interviu, din păcate. Okay. Dacă putem să luăm cele mai frecvente tipuri de cancer, și care sunt screening-urile? Care este testarea obligatorie? Haideți să vedem poate cancerul mamar. Departe? Ce țin de doamne? Cancerul mamar. Ar fi foarte bine de la o anumită vârstă să se facă mamografie. Sau dacă nu ajunge la mamografie, măcar să facă ecografie. Și asta ne-ar ajuta foarte mult să scadă incidența acestor patologii. Dacă vorbim de un cancer de prostată, un PSA la bărbați, dacă vorbim de un cancer de col uterin, se fac, cum am spus, un Babeș Papa Nicolau cu ADN-ul HPV-ul la odată pe an, odată la 5 ani, priviți, avem o fereastră de 5 ani de zile, putem repeta la 5 ani de zile. Dacă este vorba de un cancer de ovare, la fel o ecografie, adică cancerul pulmonar la cei fumători de la vârsta de 55 de ani, da, până la vârsta de 75 de ani, care au fumat și sunt cu un istoric de fumători înrăiți, da, de ăștia, ar fi bine să se facă un CT cu doză mică, cum se numește CT low dose pentru torace și se vizualizează foarte bine leziunile care sunt la nivelul pulmonar. Cam astea, dar de regulă știți care este? Să se investigheze persoana dată, să meargă măcar la medic de familie, să facă anual anumite analize. Asta ne-ar ajuta foarte mult pentru a preveni orice tip de cancer. Observați des persoane care vin și spun că n-am avut nimic până azi când am aflat că sunt în stadiu 4? Da, sunt foarte mulți. Majoritatea. Din păcate, la noi, în România, nu este acest screening la multe patologii și persoanele nici nu țin legătura cu medicilor de familie. Și neavând acces la metodele acestea de screening, vin, din păcate, în tarați, adică vin și cu alte patologii, adică accidentale, au făcut o ecografie și a găsit ceva la ficat. Și mă, da, e ceva la ficat. Sau accidentale se face ecografie pelvină și doamna după menopauză la 60 de ani găsește ceva la ovar și ceva accidental. Adică vine cu o durere de burtă și pleacă cu un diagnostic. Deci asta este trist, că am putea preveni toate acestea dacă le-am face la timp și am avea aceste metode de screening pentru problemele acestea oncologice. Poate că este timpul acum în sezonul acesta să mai facem un pic de curățenie. Este primăvară, toți fac curățenie prin curte. Ar fi bine să, dar cred să că știm dacă avem ceva de curățat. Nu trebuie des. Vezi că zic că trebuie să mergem des la medic de două ori pe an, trei ori. Nu, anual dacă le facem, cred că e suficient. Dacă ne cunoaștem cu alte patologii. Sau dacă ne cunoaștem stilul de viață. Dacă știm că în fiecare zi punem pe masă mâncare procesată, mâncăm foarte mult fast food, junk food, dulciuri, nu dormim, nopți albe. Cred că ar fi un clopoțel care sună și ar fi important să facem, chiar suntem obligați să facem aceste examinări suplimentare. Dulciorul nu merge de prea multe ori la apă. Dacă facem asta în fiecare zi, cele mai multe șanse sunt să ni se întâmple ceva. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am trecut așa un pic rapid prin toate aceste patologii oncologice.
nu ne-am propus să vorbim despre un anumit tip de cancer, ci să ridicăm un semnal de alarmă că e nevoie de prevenție, să învățăm acest cuvânt, prevenția. Da, este foarte important. Nu doar în lucrurile materiale și în tot ce facem noi la serviciu cu finanțele noastre, ci și cu sănătatea. Da, și cea mai bună prevenție este aplicarea unui stil de viață sănătos. Deci prevenția este activă, este ceva activ în care te implici, faci, fiindcă e stilul tău de viață și făcându-le, adică zilnic, dacă aplici aceste principii, e și prevenție, și fericire, și bucurie, și sănătate. Cu prioritate toate acestea. Da. Vă mulțumesc mult și mult succes în activitatea dumneavoastră de aici, de la centru. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost dr. Veaceslav Coșcodan, medic rezident oncologie. Sper că ați reținut câteva informații din discuția noastră și că veți merge de azi înainte cu acest cuvânt în minte, prevenție. Prevenție în toate. Știu că ne îngrijorăm foarte mult de foarte multe lucruri, dar cel mai bine ar fi să ne îngrijim de ele și atunci îngrijorarea dispare. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sunt Raluca Matescu, toate cele bune!